Salutare, lămăițelor! În unul din orașele mexicane, Chihuahua, este un manechin atrăgător, dar și înfricoșător în același timp. Are o legătură directă cu o istorie misterioasă despre o mireasă moartă și ce s-a întâmplat cu ea mai departe. Iar unii consideră până acum că este un corp blestemat. Probabil, această istorie va trezi multe întrebări pe care le puteți lăsa după ce veți vedea acest video. Așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Mereu ai vrut să cumperi ceva de pe internet, însă ți-a fost frică să nu-ți iei țeapă? Acum poți vedea produse recomandate de noi, unele din ele chiar și testate. Tot ce trebuie să faci e să intri pe canalul Produse de pe AliExpress, linkul va fi în descriere, să te abonezi, să apeși pe clopoțel și să urmărești toate episoadele. Iar dacă ți-a plăcut vreun produs, intră în descriere și găsește linkul de unde îl poți cumpăra. În scurt timp vom organiza diferite concursuri interesante pentru cei mai fideli abonați. Nu rata șansa să fii tu unul dintre câștigători! Istoria nu a salvat numele acestei domnișoare, care a trăit la începutul secolului al XX-lea în Chihuahua, Mexic. Mama sa, Doni Pasculita Esparaza Parales de Perez, avea un magazin mic de rochii de mireasă. El există până în ziua de astăzi și se numește La Popular. Magazinul nu este de clasă lux, însă nu are lipsă de clienți și acuși veți afla de ce. Fica lui Doni Pasculita, fata ce stă în spatele tatălui său, la doar 17 ani dorea să se căsătorească, însă a murit pe neașteptate înainte de nuntă. Aici versiunile se împart. Una dintre ele spune că fata a murit de la mușcătura unui șarpe sau scorpion. A doua istorie spune însă că mirele a răsat-o chiar în ultima zi și sărmana fată nu a putut trece peste asta. A fost înmormântată în rochie de mireasă. Peste o perioadă, Doni Pasculita a comandat un manechin din Franța pentru magazinul său. Când manechinul a fost adus și despachetat, toți au rămas șocați. Era copia fiicei sale. Manechinul a fost îmbrăcat în rochie de mireasă și pus în vitrină și aici s-a început. Prostia omenească nu poate fi ascunsă, oricum se vor găsi cei care vor bârfi. Așa cum știrea că manechinul deja numit de popor Pasculita nu este deloc un manechin, ci corpul îmbălsămat al unei fete tinere, s-a răspândit foarte rapid. Doamna ce lucra la magazin și-a dat demisia imediat ce a povestit că manechinul o urmărește cu ochii și zâmbește. Vânzătorul ce lucra peste drum declară că a văzut cum pe fața manechinului curgeau lacrimi. Bârfele au ajuns atât de departe încât la magazin a venit chiar poliția pentru a studia manechinul. Verdictul oferit de către poliție, precum că manechinul este doar o popușă, a calmat locuitorii până la un moment dat, când un polițist ce o studia pe Pasculita a declarat: "Când am dezbrăcat-o pentru a o studia, mi s-a părut că fața ei s-a înroșit, s-a rușinat." Pentru toate aceste vorbe era și un motiv. Manechinul atât de natural făcut de meșterii francezi putea ușor speria mexicanii. Îndeosebi atrage atenția mâinile lui Pasculita, pe care puteți observa și cele mai subțiri linii. Ochii săi, la fel, nu te lasă indiferent. De atunci, peste aproape 100 de ani, legenda a căpătat noi detalii. Nu este sens să le povestim. Acum, Pasculita are și o pagină a sa de Facebook, iar miresele locale, când vin la magazin după rochie, cumpără rochie asemănătoare cu cea în care este îmbrăcată Pasculita în acea zi. Se consideră că asta le va aduce fericire și dragoste în viața de familie. Legenda spune că stăpânilor acestui magazin de multe ori li s-a propus să vândă manechinul pentru sume enorme, dar din cauza că ei încă nu au înnebunit așa de tare, Pasculita va rămâne pe locul său. Această istorioară de mult a trecut hotarul orașului Chihuahua. Chiar vin turiști din alte orașe pentru a vedea mireasa. Mario Gonzalez este mulțumit de șirul de clienți pe care îl aduce Pasculita la magazin. Când a fost întrebat dacă mireasa este o mumie, el a zâmbit și a dat din cap. Este adevărat? Mulți oameni cred asta, dar eu nu pot să spun. Așa a răspuns stăpânul salonului. Posibil este o publicitate sau poate e adevărat. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi, scrieți părerea voastră în comentarii despre această istorie, de asemenea abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu pierde următoarele episoade și stoarceți butonașul de like, pace tuturor, vă pupă lime!